Doar jumătate din sumele preconizate a fi încasate au ajuns în pușculița primăriei Suceava și asta în pofida unor facilități acordate de noul cod fiscal. Administrația suceveană are de încasat o sumă de 15 milioane de euro, reprezentând restanțe adunate de-a lungul anilor. Primarul Sucevei Ion Lungu a arătat că suma încasată la bugetul local este mai mare față de anul trecut, dar nu la nivelul celei preconizate. Cu toate acestea, făcând o comparație între anul 2016 și 2015, la 30-a 6-a, încasările în anul 2016 sunt mai mari cu 2,83% pe total comparativ cu anul 2015. De asemenea, veniturile proprii ale primăriei sunt mai mari cu 3,63% comparativ 30-a 6-a 2016 și 30-a 6-a 2015. Veniturile proprii reprezintă 56% din încasările primăriei, conform teoriilor economice, peste 50% cât de cât o primărie este sănătoasă dacă are venituri proprii. Impozitele și taxele de proprietate s-au încasat mai mult la data de 30-a 6-a 2016 cu 15,96% comparativ cu aceeași dată anului 2015. Potrivit primarului Lungu, unele măsuri dispuse de guvern au determinat contribuabilii să nu se prezinte la ghișee. Pe de altă parte, edilul a anunțat că va întări compartimentul executării silite pentru recuperarea debitelor cât mai rapid. Cu toată modificarea legii în care contribuabilii, fie persoane fizice sau juridice, trebuie să plătească mai întâi amenzile, după care amenzi, majorări, penalități, după care debitul, încasările la amenzi au crescut cu 6% față de anul trecut, sunt mai mari în 2016 la 36, comparativ cu aceeași perioadă anul 2015. Au fost foarte mulți oameni la mine în audiență, o parte din ei au plecat banii înapoi acasă să le permit eu să plătească debitul, după care să plătească amenzi, majorări, penalități, un lucru pe care nu pot să-l fac pentru că nu ne permite legea. Deci această măsură nu a fost una foarte benefică, pe care spun încă o dată, au plecat oamenii cu bani acasă, iar încasările la amenzi nu au fost spectaculoase comparativ cu anul trecut. Așa cum am spus, cu toate plățile care le-am mai încasat de venituri curente, rămân în continuare încasările de aproximativ 15 milioane de euro la primăria municipiului Suceava. Eu fac un apel la cei care știu că au de plătit bani la primărie să vină să-i plătească, sigur că am avut discuții cu servicii de specialitate, vom întări din nou serviciul de executare silită. Nu e un lucru foarte comod și foarte plăcut. Vom bloca conturi, ne vom recupera bani, ne vom bate pentru a recupera bani. Nu avem altă soluție. Sigur că se pare că situația economică nu este cea mai fericită, dar totuși sunt plăți curente, ca să nu mai spun și de cele restante care trebuie încasate.